linia de apărare. Un balon recuperat acum de Hakim. Pasă bună, Basa. Basa în careu. Basa în fața porții. Gol! 2-0! 2-0! FCU Craiova! Îl scrie Ganea! De ce fluier? Am auzit fluierul arbitrului. N-are motive. O fază frumos construită, foarte frumos construită. Acțiunea de atac a formației lui Nicolo Napoli, care se desprinde la 2-0. Vârful de careu de 6 metri a fost de această dată, pentru această fază, George Ganea. De unde pleacă toți? De la această greșeală a lui Crețu, mare greșeală a lui Crețu. Hakim gândește, chiar dacă pasează mai greu, gândește perfect faza, găsindu-l pe Basa. Și Basa gândește și el bine, la rândul său. Pasă de mondiale, decisiv. Parcă da. Am văzut Elveția aseară, marcând al doilea gol, golul egalizator. Ganea nu face bine. Sau, mă rog, n-a făcut bine, se bucură în fața galeriei adverse. Cred că pe el îl viza fluierul arbitrului.